este război total. Fostul director FBI îl desfinează pe Donald Trump, prezintă o amenințare semnificativ la adresa statului de drept. Donald Trump prezintă o amenințare semnificativ la adresa statului de drept, apreciază fostul director FBI James Comey, care sugerează că ale sublinierei Partidului Republican se fac complicii ai acțiunilor sale, relatează AFP, conform News. În opinia fostului sublinierei al Poliției Federale, destituit pe 9 mai 2017, statul de drept nu este încă în pericol, pentru ce este solid sublinierei rezistent, însă are nevoie de atenție clip de clip, a declarat el într-o înregistrare, în public, a podcastului The New Yorker Radio Hour, produs de postul public de Radio Vic sublinierei revista The New Yorker. Pe temân, James Comey sublinierei promovează cartea Higher Loyalty, Truth, Yes and Ladders High, lansat marci, aflat în topul vânzărilor pe site-ul Amazon. Fostul avocat sublinierei procuror federal, în vârstă de 57 de ani, îl prezint în carte pe Donald Trump ca pe un personaj necinstit sublinierei egocentric, comparându-i metodele cu cele ale unui cap mafiot. Cristoiu lansează nucleara, Viva publica filmul cu Laura Codroacovesi. În opinia sa, ale sublinierei republicani din Congres se fac, în prezent, complici ai acțiunilor presubliniere dintelui Statelor Unite. Acest subliniere de oameni trebuie să, sublinierei pună o întrebare, a răspuns el unei întrebări despre presubliniere dintele republican al Camerei Reprezentanților Paul Ryan, sublinierei omologul său la Senat Mitch McConnell. Nu doar acest subliniere de conductor, ce le voi spune nepocilor mei. Înțeleg ce au priorități politice, dar într-o zi nepocii vă subliniere privor încă despre asta la subliniere cu al subliniere îi se vor întreba a ce fost acolo. Ce a ce făcut? Pentru o reformă fiscală sau un magistrat la Curtea Supremă, au compromis și a ne face să fim ceea ce suntem. Suntem doar o colecție de idei, de valori, de aspirații.